Ce să fac cu anafora care ia duminica și deja miercuri prinde mucegai? Păi, ideea este să nu lăsăm să prindă mucegai. Ca să nu prindă mucegai, avem două variante. Una, să o consumăm și doi, să o uscăm. Dacă o uscăm, că așa fac și preoții, așa păstrează preoții trupul și sângele Mântuitorului pentru tot anul. În joia patimilor scot o bucată de anafură, de agneț, cum se numește, din prescură, o îmbibă în sângele Mântuitorului la liturghie și o lasă să se uște câteva zile până în marțea, în săptămâna luminată, după care o taie bucățele micuțe și din nou o lasă să se uște și o uscă bine, 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 până când rămâne uscată în totalitate. Și după aceea, după ce e uscată și eliminăm apa din trupul și sângele Mântuitorului, nu mai mucegăiește. Și atunci se păstrează în biserică pentru tot anul și preoții au în biserică, în Sfântul Chivot, trupul și sângele Mântuitorului, pe care îl dăm bolnavilor. O folosim doar pentru situații de urgență. La fel și anafura. Dacă vreți să o păstrați, să aveți pe o perioadă mai lungă, atunci trebuie să o uscați și când vreți să o luați, ca să puteți să o mâncați, o înmuiați în apă și o consumați. Că altfel nu o să puteți, așa uscată, nu o să puteți consuma. Sau nu o lăsați. Folosiți anafură doar în o zi, două, după liturghie. Simona are următoarea situație. Am câteva icoane în cameră. Întrebarea mea este normal să văd ori să se schimbe mimica feței unui sfânt, ori este imaginația mea. Mă rog destul de puțin în fața icoanelor, dar nu plec și nu mă așez în pat fără măcar puțină rugăciune, dar gândul meu este mereu la Dumnezeu. Și mai spune că are câteva vicii. Deci ideea aceasta că mimica feței unui sfânt se... Tocmai există niște tablouri din astea religioase care schimbă chipul, dar nu cred că sunt din acea categorie. Există, că într-o parte zâmbește, într-o parte e întristat. Nu cred că se întâmplă asta, probabil. E gândul dumneavoastră că Sfântul vă privește din icoană. Și așa este, că Dumnezeu ne privește prin icoană, dar este probabil mai mult în gândul nostru. Iar cu micile, dacă puteți, lăsați-le. Da. Două întrebări mai sunt. Când te muți într-o casă, ce este mai bine să facem? Sfântul Masul sau Sfeștanie? Păi Sfeștania se face. Sfeștania este slujba sfințirii casei și mai există încă o rugăciune, tot în molifelnic, de binecuvântarea casei noi. Sfântul Masul se face pentru bolnav. Dacă în casa nouă există și bolnavi, atunci le combinați. Face și Sfeștanie și Sfântul Masul. Dar maslul se face pentru boală, pentru vindecare. Bun, și ultima întrebare. O întrebare așa clasică, dar merită relămurită din timp în timp. Cineva mi-a spus că de ce pe unele biserici se pun așa numitele cruci a lui Bahomet, cruci masonice. M-am uitat și eu și într-adevăr seamănă. Vă rugăm, luminați-ne. Da, de ce sunt niște nebunii cu crucea lui Bahomet? Gândiți-vă, dacă vă uitați, crucea asta cu trei brațe, că despre asta este vorba, unii nu înțeleg cum e cu crucea cu trei brațe. Mântuitorul a fost răstignit pe cruce, care avea un braț orizontal și un braț vertical. Dar ce spune Evanghelia? Că la capul lui a fost pus o tăbliță pe care a scris Pilat, Iisus Nazarineanu, regele iudeilor. Și știm tot așa din documentele istorice și din arheologie că pentru a putea sta trupul pe cruce avea și la picioare o tăbliță sau mai exact la șezut, era încă o tăbliță pusă ca să stea corpul. Că altfel, dacă rămâi spânzurat pe cruce, te asfixiezi. În câteva minute nu mai ai aer. Dacă rămâi numai pe cruce, dacă te leagă cineva așa de brațe și te ține mult timp așa, te asfixiezi pentru că nu poți. Propria ta greutate compresează plămânii. Era ideea de tortură și tortura presupune da, să te țină în viață cât mai mult, să sufle. Da, exact. Atunci se punea sub fund, probabil, sau în zona așezutului acea scândurică. Și atunci, în final, rezultau mai multe elemente fizice. Era crucea principală, era tăblița de deasupra și era tăblița de jos, de șezut. De aceea, în unele cruci apar exact în forma asta, sau la ruș, crucea aceea rusească, care are pe lângă crucea, pe lângă liniuța de sus, are și liniuța oblică. Dar la ei e oblică pentru că are anumită semnificație.
În sensul că tâlharul din dreapta s-a mântuit, iar cel din stânga s-a păgubit. De aceea se pune oblic acea liniuță. Deci crucea aceasta cu trei brațe este foarte veche. Mahomet, sataniștii și masonii sunt mai noi, cam de vreo 200 de ani, 300 de ani. Dacă îmi permiteți, vă pot arăta... Nu o idee vreau să vă spun și după aia vă las. Duceți-vă la mănăstirea... Da. Vă rog, spuneți. Că după aia dacă mergeți la mănăstirea Cozia, veți vedea crucea de pe mănăstire, mănăstirea Cozia e de pe la 1380 și ceva, și crucea de deasupra e cruce cu trei brațe. Și sunt multe alte mănăstiri și biserici vechi de 400, de 500 de ani care au crucea cu trei brațe. Deci crucea cu trei brațe în cultura rusă o găsim, la sârbi, de la anul 1000, de la anul 900 găsim reprezentări grafice ale crucii cu trei brațe sau chiar în primele secole. Deci e o prostie ideea asta că noi am împrumutat de la sataniști o cruce deformată. Nu, dacă ei într-adevăr au împrumutat de la noi crucea și au batjocorit-o sau anumite semne creștine, e treaba lor. Dar crucea cu trei brațe e o cruce foarte des întâlnită în toate țările ortodoxe. Doar ignoranța și neștiința noastră ne duce cu gândul la tot felul de prostii. Iar cei care colportează, că sunt unii și chiar monahi, din păcate, și preoți și monahi care tot o colportează această idee cu Mahomet, fac o mare greșeală. Pentru că înserează în mintea unor creștini simpli, care nu își pun atâtea probleme și nu înțeleg atât de bine, ideea asta cu Mahomet. Și cu sataniști și cu altceva. E o mare greșeală și din partea celor care transmit ideile astea și din partea celor care le primesc. Acum vă rog că ați vrut să mă arătați. În completare la ce ați spus dumneavoastră, în Enciclopedia Britanică, deci nu este scrisă de ortodoxi sau de Biserica Ortodoxă, da? Se menționează, nu știu dacă se vede, dar poate căuta fiecare dintre cei interesați, spune aici că la un moment dat era menționat acest Mahomet, însă reprezentarea aceasta grafică și crucea cu trei brațe a fost inventată de ocultistul Elifan Levi în 1861. Adică, și scrie foarte clar că atunci a fost creat Mahomet, care a fost recunoscut ca reprezentantul cultului și așa mai departe, într-o carte care se cheamă... Aici scrie Transcendent Magic, its Doctrine and Ritual. Deci în 1861 a apărut, da? Toate aceste elemente de ordin grafic. Deci crucele cu trei brațe, cum a spus și dumneavoastră, nu, sunt cu sute de ani în urmă folosite în biserică. Deci ei au preluat aceste simboluri și le-au pungărit, da? Deci nu biserica, aveți, Doamne, practică nu știu ce coduri ascunse și... Acum, dacă sataniștii, să presupunem că și-ar, adică au luat crucea inversată și dacă inclusiv sunt sataniști care poartă cruce la gât, am văzut, dar poartă în semn de batjocor, în sensul că Hristos e la picioarele mele și nu nascul de el. Înseamnă că renunțăm la cruce? Pentru că alții o preiau și o folosesc. Dacă cineva ia o icoană și o pângărește și o folosește într-un sens greșit, noi nu mai folosim icoane pentru că alții au pângărit icoanele. Nu, e o prostie. Nu are niciun sens. Deci crucea cu trei brațe, că despre asta e vorba. Dacă e permis o cruce cu doar cu un singur braț sau cu trei brațe? Da, cu trei brațe există și v-am spus care e motivația pentru care există cruce cu trei brațe. Da, și nu... Crucea aceasta cu trei brațe, mai este un articol pe Doxologia, nu-l mai arăt acum, poate căuta oricine, nu a fost, cum să spun, folosită doar pe anumite biserici de conducerea bisericii, nu. Chiar și în Evlavia poporului, este și pe la 1500, și erau folosite cruci efectiv cu trei brațe de preoți pentru procesiuni, pentru altfel alte ocazii și tot ce țin de cult. E obiceiul la noi aici în zonă, probabil și la dumneavoastră, când se face sfeștanie acasă, se face semnul Sfintei Cruci pe pereți, pe perete. Și eu când fac sfeștanie, fac crucea cu trei brațe, dar în logica aceasta în care v-am spus și scriu Iisus Hristos, nica, cum se scrie, adică Iisus Hristos biruiește. Și tu pui pe cetea lui Hristos acolo crucea cu trei brațe și am explicat care e motivul și după aia scrie Iisus Hristos biruiește. Deci nu biruiește altcineva, Iisus Hristos biruiește prin crucea lui. De asemenea, dacă crucea din Sfântul Altar, toate crucile în fața mesei Sfântului Altar, în spatele mesei Sfântului Altar, se așează cruce.
Majoritatea crucilor au trei brațe, iar deasupra este pusă tăblița de data aceasta explicită. Iisus Hristos, împăratul slavei, sau unii scriu Iisus Hristos, regele iudeilor, dar de obicei se scrie Iisus Hristos, împăratul slavei, tăblița de jos, în stânga, în dreapta sunt pictați chiar Maica Domnului și Sfântul Ioan. Nu înseamnă că ai deformat sensul crucii, că până la urmă crucea rămâne semnificația ei, jertfa ei. Adică semnificația jertfei rămâne, nu o distruge, dar sunt variațiuni pe aceeași temă. Desigur, da. Și cultura bizantină și tot ce ține de artă, de arta bisericească, a evoluat în timp și a căpătat diferite forme, exprimând niște adevăruri de credință, nu că cineva a preluat de la altcineva. Și haideți să mai lămurim și asta, Andreea foarte bine ne sugerează, cu triunghiul și cu ochiul, pentru că este și în Ceaslov și este și la Mănăstirea Neamț și la Mănăstirea Sihăstrea, este această reprezentare. Da, într-adevăr, acum triunghiul și ochiul sunt simboluri masonice, le-am întâlnit inclusiv în dicționarul, am acasă un dicționar al simbolurilor masonice și m-am uitat. Da, sunt simboluri masonice și într-adevăr sunt preluate și de noi uneori, din nefericire. Cu asta nici eu nu sunt de acord, cu triunghiul. Ochiul, în schimb, se mai găsește în unele icoane mai vechi, din nou fără legătură cu masonii. Pentru că în Biblie se vorbește de ochiul lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu. Și unii iconari vechi, vrând să reprezinte grafic ideea că Dumnezeu ne vede, au reprezentat ochiul lui Dumnezeu. Fără să aibă legătură cu masonii, la fel, tot masonii au preluat din biserică ochiul lui Dumnezeu. Triunghiul este o invenție a lor, într-adevăr, dar tot cu o legătură la Dumnezeu. Dar un Dumnezeu, nu Dumnezeul creștinilor, un Dumnezeu arhitectul lumii, tot culmea întreit în persoane, că ei preferă triunghiul isoscel, echilateral, așa greșesc. Arhitect. Da, ca să arate perfecțiunea. Da, e simbolul lor, într-adevăr, și nici eu nu sunt de acord cu el și nu. În biserica noastră, pe care am pictat-o de curând, n-am permis să se picteze. Nici nu ar fi vrut pictorul, dar nici eu, dacă ar fi vrut, nu l-aș fi lăsat să picteze. Da, eu am văzut la Mănăstirea Neamț Sihăstria, însă pictate pe clopotniță, undeva unde se poate vedea din curte, în ideea aceasta că Dumnezeu vede tot timpul, adică pentru trezvia nevoitorilor, nu că trebuie să ne închinăm sau să vedească Dumnezeu. Ochiul, da, ochiul e reprezentare iconară mai veche, triunghiul numai e, da, da. E mai deci, nou. Deci stați liniștiți că nu este nicio conspirație, nici un cod al lui Da Vinci sau mai știu. Nu, dar cei și iconarii care, vă spun eu, acum mă gândesc, iconarii care folosesc triunghiul și ochiul, chiar nu o fac, exact cum a spus, pentru a transmite mesaje ascunse. Pur și simplu o chestie de grafică. Ei folosesc ochiul pentru a transmite ideea de Dumnezeu a tot văzătorul și ochiul ăla, să nu rămână singur acolo, fără nimic în jurul lui, se încadrează foarte mult într-un triunghi echilateral care duce cu gândul la Dumnezeu Sfânta Treime. Cam în mintea lor, cam asta e ideea. Nu se duce mai departe să gândească la masonerie, la alte lucruri. Dacă ți-a plăcut ceea ce tocmai ai urmărit și vrei să vezi întreaga emisiune live, trebuie doar să dai un click aici. Dacă vrei să ai acces gratuit la peste 700 de emisiuni live cu mii de întrebări și răspunsuri, trebuie să apeși aici. Nu uita să te abonezi, să dai un like și să distribui acest material. Doamne ajută și numai bine!